Doamne, băieți, bine v-am regăsit cu un nou episod de Sampă. Suntem din nou pe Earth, bineînțeles. Suntem pe umila noastră casă, că doar ce se poate întâmpla. Casa 13. Bă, am văzut că ați dat rent unii dintre voi. Vă mulțumesc că am 31 online la această oră. Am avut și 50. Bă, ceea ce este foarte, foarte ok, pentru că când am luat casa erau 2 online. Și acum am fost și 50, deci este ok și sunt sigur că pe parcurs vom crește. După cum observați, iară mă frate, am modurile lui Overhaul, pentru că mi-a fost dor să mă joc cu aceste moduri, sincer să fiu. Și bă, arată într-un fel, mă, degeaba, ce moduri avea, ăstea arată într-un fel, frate. Mamă, turn off, pentru că am prea mult spam. Deci vedeți că arată foarte, foarte bine și nu mergeau aceste moduri pe Windows 10, adică e NB-ul mai precis. Nu mergea, pur și simplu am făcut tot felul de chestii și nu mergea. Mi-am făcut și ce zicea și Overhaul pe cont de YouTube. Dacă vreți aceste moduri sau ceva de genul, nu are rost să vi le pun eu sau ceva, scrieți pur și simplu pe Google moduri Overhaul și finale. Și o să vi le dea, le descărcați de acolo dacă cumva le vreți, dar vă trebuie un calculator cât de cât bunicel pentru aceste moduri. Și frate, nu mergea NB-ul, nu mergea să fac nimic pe el. Ia stai, bullet 776, hai să luăm și un bullet până atunci. Și Răzvan, mi-a spus, bă frate, eram live și Răzvan este și el un YouTuber mai micuț de pe Ogă Times. Mi-a spus într-un live, bă, Lolex, bagă Sampa Adon, ula mea tot aia, că o să-ți meargă NB-ul. Bă, am zis, bă, asta că după live o să încerc ce mi-ai spus tu. Mi-a scris pe Facebook omul și că a văzut că nu merg aceste moduri și chiar a mers, chiar a dat rezultate, deci vedeți că îmi merg, adică merge și NB-ul și tot ce ține de el. Și vreau să-i mulțumesc prin această cale că m-a ajutat. Fraților, aveți link-ul canalului în descriere, face și el episoade de Samp, este un YouTuber mai micuț de pe Ogă Times, dacă vreți să-l ajutați și cu un subscribe ar fi ok. Bun. Ce o să facem în acest episod? Băi, clar, o să dăm un premiu, una dintre renterii noștri. O să mergem imediat să-i dăm așa. Și o să povestim puțin și de helper și de toate cele, pentru că, mamă, scuze, frate. M-am văzut că, cheaters, unii dintre voi m-ați întrebat, gata, alegem helper, gata, funcție de helper, nebunii, pentru că am șters toate cererile actuale, am vorbit cu Storm și le-a șters acum câteva zile și din nou puteți să aplicați la funcția de helper, ceea ce este foarte ok. Bun, ia stai să vedem, 447. Și care cheat? 530. Da. Nu știu ce cod are băiatul ăsta, dar level 1. Hai să vedem ce cod are. Și cum de conduce neregiul. Stăm puțin spec pe el. Și încă o problemă întâmpin, ceea ce, bă, este foarte, foarte, foarte enervant. Nu știu. Hai ca să nu vă țin așa să vă plictisiți. Bă, fraților, fiți atenți, stau pe loc, da? Și dacă dau un color rapid cu mouse-ul, îmi apare ăsta, mă, mouse-ul, că ăsta. Nu știu, din cauza că am două monitoare, de când am două monitoare, dacă dau așa rapid încolo, mi apare mouse-ul ăsta și câteodată îmi și iese din, uite, câteodată îmi și iese din joc, pentru că se pune pe al doilea monitor. Dacă cumva știți să rezolvați această chestie, adică să fie blocat mouse-ul pe primul monitor, să nu mai iasă și pe al doilea monitor, ar fi ok. Deci aștept comentarii dacă cumva știți ce trebuie să fac, pentru că, sincer să fiu, nici eu nu am căutat foarte mult pe internet cum să rezolv această problemă, dar dacă știți, mi-ar fi tare de folos
Și aștept comentariile voastre, mă băieți. Bun. Bă, ce pula mea, care erau șansele să cadă din cer un Maverick? Am înțeles, ok. Bun. Cum stă treaba, fraților, pentru cu helperii? Da, deci aștept de la voi, v-am mai spus de 10.000 de ori treaba asta, aștept de la voi aplicații serioase, aplicații lungi, aplicații care merită să le vizualizez, da? Pentru că eu când, sincer să fiu, când unii dintre voi știu, când aleg helperi, eu acum, zice, mă alegem cu Vlădă și Leno, dar eu personal, când aleg un helper, deschid mai multe taburi, da? Dau mai, la mai multe aplicații și deschid mai multe taburi, cu mouse 3. Și filmez lor, yes. Și treaba asta în felul următor. Dacă văd o aplicație nașpa, adică cu puține cuvinte, așa, vai de capul ei, amărât acolo să fie, direct dau X. Deci nu mai stau la discuții, dau X și mă uit pe altă aplicație. Deci, fraților, dacă într-adevăr vă doriți această funcție, trebuie să faceți o aplicație cât de cât ok, o aplicație bună și trebuie să fiți conștienți de antecedentele voastre pe server și de toate chestiile respective, da? Pentru că dacă ai 5 banuri, degeaba faci o aplicație de helper, pentru că degeaba faci, frate. Sunt jucători care, bui bulangilor, fâmămân, nu, da, voi nu dați helper niciodată și el are în LP 5 banuri date. Deci, cum vrei să primești helper dacă tu ai în LP 5 banuri? Nu ai cum, frate. Vă asigur că pe niciun server nu o să primești helper dacă tu ai luat bani de 5 ori în pula mea. Adică este aiurea, bineînțeles. Adică, nu știu, vă dați și voi seama că este cam aiurea să primești helper și tu ai nu știu câte banuri luate. Deci, e ok. Bun, hai să mergem și noi, mergem și până la casă să dăm și noi un premiu acolo, unia dintre renterii noștri. Să îi mulțumim pe băieți că au dat rent la casa noastră. Dacă cumva vreți, puteți să veniți și voi. Casa cu ID 13, în diferite episoade o să dau premii. Și mă întrebați mulți de clan. Fraților, dacă aveți rang 4 într-o facțiune, puteți să aplicați și în clan. O să mă apuc ca lumea să recrutez. Deci o să mă apuc ca lumea să recrutez. Ia, hai de 5, 2, 3. Uite, level 4, 5, 2, 3 și hai să mai dăm 1, 4, 9. 5, 2, 3 și 4, 1, 9. 5, 2, 3 și 4, 1, 9. Hai să-i dăm și bă, nu ți la băieți. Bă, transfer 4, 9. Hai să-i dăm 10 milioane care level 4. I-am dat 10 milioane și la celălalt o să-i dau 5. A, stai că era celălalt și a, ok, nu mai contează. 5, 2, 3, dau și la băiatul ăsta. 5, 2, 3, 10 milioane ca să aibă amândoi 10 milioane. Am crezut că i-am dat la ăla. A, în fine, nu contează asta. Bun, deci v-am spus. O să mă ocup ca lumea de clan de mâine început sau de astăzi începând, deci vă aștept cu o aplicație. O să facem clanul ca lumea cum era înainte și o să fie totul ok, fraților. Salut YouTube sau spec 369. Hai să vedem că e blocat băiatul. Cum ești blocat, mă, frate? Că ești blocat în mașină, că salut Alexane, salut Cosmin. Uite că este și la mine clanul. Opa, stai să-mi pun ăsta, așa. Că m-am blocat în mașină. Spawn 369. Spec 369. Îți aduc mașina. Da, să aducem și mașina dacă e. Hai să costă ca pe YouTube. Ok, frate, mersi frumos. Reporți. Reclamă plătită. Bun, mă, băieți. Băi, cam așa stă treaba. Și na, deci dacă știți cum pula mea să
fac să nu mai întâmpin problema asta. Deci, bă, este foarte nasol. Deci, credeți-mă că și pe live, când fac un live, e nasol să tot, ha, să-mi apară, uite, asta și să dau T și ăsta ca să-mi dispară. E nașpa. Deci, v-aș fi recunoscător dacă ați putea rezolva treaba asta. O să citesc comentariile, toate comentariile, de altfel ca la fiecare episod, pentru că eu citesc comentariile la fiecare episod, absolut toate, și mă uit. Bine, dacă îmi scapă unu, două comentarii, na, pana mea, se mai întâmplă, dar în general le citesc pe toate. Și bineînțeles, mesajele care îmi plac, mesajele alea de susținere, de toate chestiile, o să primească și o inimioară din partea mea. Adică dacă vă dau inimă, înseamnă că am apreciat comentariul vostru. O mașină gliciuită la bancă din Lvov, spec 194. Bă, stai aici, am dat un 0194, frate. Unde? Ia, stai că mă duc eu. Report. DR 194, verific acest lucru. Ia, hai să mergem rapid până în bancă Lvov, să vedem ce mașină gliciuită este acolo. Bă, nu știu, mi-era foarte dor să mă bag aceste moduri, chiar mi-era foarte dor. Bancă Lvov, unde mă, frate? Unde mă? Asta e mașina gliciuită, nu cred. Nu, ce mașină gliciuită, mă, frate, mă? Am înțeles, m-am gliciuit eu în loc de mașină. În fine, lasă. Da, mă, băiți, păi cam atât o să fie și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să-i lăsați un like, că chiar apreciez, fraților, dacă o să faceți treaba asta. Și sper că v-am dat niște sfaturi ok pentru funcția de helper. De altfel vi le-am mai dat de 10.000 de ori, dar în fine. Bine, băieți, cam atât cu acest episod. Eu am fost Lolex, iar până data viitoare, numai bine. Să trăiți, fraților!